Campania de imunizare este subiectul principal al autorităților guvernamentale în România. Politicienii din fruntea țării își doresc cu orice preț vaccinarea tuturor cetățenilor, iar în cazul în care numărul infectărilor va crește semnificativ, cei neimunizați nu vor mai avea acces în spațiile închise aglomerate. În baruri și restaurante, doar cu certificat de vaccinare. Aceasta este noua discuție între reprezentanții Ministerului Sănătății, Departamentului pentru Situații de Urgență și specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Dacă situația pandemiei de COVID-19 se va înrăutăți în următoarele luni, restricțiile pentru cei nevaccinați vor fi din ce în ce mai aspre. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Cum vi se pare acest lucru? Nu mi se pare normal. Nu există așa ceva, asta e constrângere. Cum? Nu poate nimeni să-ți limiteze dreptul de a intra undeva. Asta ține de conștiința omului dacă se vaccinează sau nu. Se pare că România vrea să se alăture mai multor țări europene, iar accesul în baruri și restaurante să se facă doar pe baza unui certificat de vaccinare. Păi nu e normal, pentru că poate lumea e sceptică în a-și face vaccinul. Și nu are de ce să facă această regulă. Părere proastă. Deja am fost să beau o cafea la cineva aici la bar și să ferea că vine garda, vine astea și să le închidă. Și n-am putut să beau cafea. Părere proastă. O altă variantă de lucru este ca în restaurante sau în baruri unde riscul de transmitere nepurtând mască este unul destul de mare, accesul să se facă pe baza certificatului, fie acelui european, fie acelui de vaccinare, dar aceste discuții vor fi concretizate în momentul în care incidența crește, a declarat ministrul Sănătății Ioana Mihăilă.